Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la ultima conferință de presă din luna august. În cele ce urmează vreau să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile primăriei municipiului Roman, atât activități care s-au desfășurat în săptămâna trecută, dar și activități pe care ne le propunem a le realiza în această săptămână și în perioada imediat următoare. Ne apropiem deja de sfârșitul vacanței, de începutul noului an școlar. Lucrăm în această perioadă pentru a pregăti unitățile de învățământ pentru a se desfășura în condiții cât mai bune noul an școlar. Așa cum am avut discuția cu directorii unităților de învățământ, în acest an vom asfalta toate aleile și platformele de la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Roman, urmând ca anul viitor să asfaltăm toate terenurile de sport și în acest fel să spunem că și din punct de vedere al aspectului exterior, al curților, unităților de învățământ, să oferim condiții cât mai bune pentru elevi. În aceste zile se lucrează la școala calistrată Hogaș și la Colegiul Tehnic Miron Costin, urmând ca în perioada imediat următoare să intervenim și la școala gimnazială Vasile Alexandrii, unde sunt suprafețe destul de mari de alei și de platforme de asfaltat și de asemenea și câteva locuri de parcare acolo unde situația de la fața locului o permite. De asemenea, am programat pentru perioada 3-7 septembrie și activitățile de înlocuirea unor instalații termice la unitățile de învățământ care au aceste probleme de pe raza municipiului Roman. Și în această săptămână vom remedia toate aceste aspecte, urmând ca în urma unei noi ședințe cu directorii unităților de învățământ să dispunem ca la începutul lunii octombrie deja să se facă primele teste la rețeaua de încălzire și dacă apar probleme să le remediem din timp. O singură excepție o va face școala calistrată Hogaș, în care vom interveni pentru schimbarea tuturor radiatoarelor, tuturor caloriferelor care sunt colmatate și acest proces se va întinde pe durata a mai multor săptămâni. Vom lucra în afara orilor de curs, astfel încât până la venirea sezonului rece toate clasele de la școala gimnazială Calistrat Hogaș să aibă parte de radiatoare noi și care să permită o eficiență termică mult, mult mai mare. De asemenea, dacă tot vorbim de începutul noului an școlar, așa cum bine știți, la ședința de Consiliu de săptămâna trecută, am aprobat alocarea sumei de 28.000 de lei pentru achiziționarea de ghiozdane și rechizite pentru elevi cu rezultate bune la învățătură, dar care provin din familii defavorizate. Noi încercăm pe cât posibil să stimulăm atât pe copii să vină la școală și să le oferim toate condițiile necesare pentru un act educațional de calitate, dar de asemenea ați văzut că încercăm să stimulăm și performanța și să-i răsplătim pe copiii care au rezultate cât mai bune. Vreau să vă spun că până în acest moment s-au centralizat un număr de 188 de solicitări pentru ghiozdane și rechizite la elevii din școlile generale și 62 de ghiozdane pentru cei din licee. În ceea ce privește activitatea de la Poliția Locală, pe lângă activitățile curente de monitorizare și de patrulare și în urma unor sesizări primite, a fost identificată o persoană care de mai multe zile solicită sub diferite pretexte sume de bani oamenilor. Cazul urmează a fi predat către Poliția Roman, întrucât
face și obiectul unor fapte de înșelăciune, fapte prevăzute de codul penal și Poliția Romană este singura competentă să soluționeze astfel de infracțiuni. Eu fac un apel la cetățenii municipiului Roman ca atunci când se întâmplă astfel de situații să se sesizeze la numărul scurt gratuit 023394 orice astfel de fapte de cerșătorie sau tentative de înșelăciune. În condițiile în care există solicitări oficiale din partea unor organizații pentru strângerea de fonduri, noi le autorizăm și acest lucru trebuie să se facă doar în locuri special amenajate. Orice alte fapte de acest gen nu constituie altceva decât, așa cum spuneam, fie înșelăciuni, fie activități de cerșătorie care trebuie descurajate și în ciuda unei povești înduioșătoare, trebuie să fim cerebrali și să înțelegem că aceste activități nu constituie altceva decât infracțiuni și nu trebuie să sprijinim aceste metode de a face bani de către anumite persoane. De asemenea, dacă tot vorbim de poliția locală, am dat în studiu pentru o evaluare în vederea montării încă 8 camere de luat vederi pe raza municipiului Roman, pe lângă cele 10 pe care le-am montat la cimitirul Eternitatea. Analizăm în momentul de față, în funcție de rețelele pe care le avem existente pe mai multe străzi, rețelele de fibră optică pe mai multe străzi din municipiul Roman. De asemenea, noi la începutul anului am făcut un program împreună cu Poliția Locală și Poliția Națională pentru a identifica zonele cu risc de pe raza municipiului Roman și pentru acest an am identificat un număr de 11 locații. Dintre acestea 11, 8 dintre ele se pretează pentru montarea camerelor de luat vederi, extinderile de rețea fiind minime. Așteptăm în perioada imediat următoare evaluarea financiară și ulterior vă vom comunica și aceste locații unde vor fi amplasate aceste camere de luat vederi, urmând ca pentru celelalte 3 locații în acest an, în funcție de resursele financiare pe care le vom avea, să extindem rețelele de fibră optică și ulterior, anul viitor, să intre într-un nou proces de extindere a rețelelor de camere de luat vederi, camere de supraveghere pe raza municipiului Roman și pentru anul viitor ne dorim extinderea atât a camerelor de luat vederi din cimitir, dar și în alte zone din oraș, astfel încât încetul cu încetul în următorii ani să acoperim o cât mai mare arie din municipiul Roman. De asemenea, am inițiat discuții cu reprezentanții unei societăți care dispun de sisteme de parcare inteligentă și săptămâna viitoare vom avea o ofertă financiară, astfel încât, dacă tot discutăm de extinderea parcării de la Roman Vodă, să introducem un sistem de acces pe bază de bariere, un sistem care să indice și numărul de locuri libere. De asemenea, va fi supravegheată și video intrarea și ieșirea din această parcare. Mai mult decât atât, dorim acest sistem să-l implementăm și în pietonalul Ștefan cel Mare, dar și în spatele primăriei municipiului Roman, la judecătoria municipiului Roman, acolo unde există un număr foarte mare de mașini. Momentan, dacă vorbim de parcarea de la judecătorie, accesul să se facă pe baza acestor abonamente sau pe bază de plată orară a parcării, iar ulterior, anul viitor, dorim prin acel program de amenajare noi locuri de parcare să extindem această parcare astfel încât numărul de autoturisme ce pot fi parcate să fie mai generos. Dar pentru acest an, vă spuneam, ne propunem ca aceste 3 parcări, pietonalul, parcarea de la Roman Vodă și parcarea de la judecătorie, să beneficieze de acest sistem inteligent de parcare. De asemenea, suntem în discuții și pentru
posibilitatea de a implementa la parcările publice posibilitatea de a plăti prin SMS aceste parcări publice. Și de asemenea pentru acel proiect de extindere a parcărilor publice de pe raza municipiului Roman suntem în discuții aproape finale pentru achiziționarea 30 de parcometre pe care urmează să le amplasăm pe raza municipiului Roman. O altă problemă pe care dorim să o rezolvăm după ce am somat proprietarii mai multor spații comerciale din zona centrală a municipiului Roman pentru a-și reabilita scările și platformele din fața spațiilor comerciale. Suntem în discuții avansate cu proprietarii de la complexul Favorit, acolo unde se dorește amenajarea și reabilitarea căilor de acces către spațiile comerciale. Discuția rămasă suspendată în momentul de față până la clarificarea situației juridice a scărilor de la complexul Favorit. Din documentațiile cadastrale pe care le avem până în acest moment nu rezultă foarte clar cine este proprietarul acestor scări. În condițiile în care primăria este proprietarul scărilor, va investi pentru reabilitarea acestora. Însă e clar că platforma din fața spațiilor comerciale, platformele din fața spațiilor comerciale din complexul Favorit sunt proprietate privată și sunt în obligația acestor proprietari. Se lucrează în acest moment la un proiect de către acei proprietari și sperăm ca și această zonă să fie reabilitată. La fel cum vă spuneam și la ședințele trecute, anul viitor vom finaliza în totalitate și pietonalul Ștefan cel Mare, inclusiv reabilitarea scărilor din pietonal. În ceea ce privește iarăși sistemul de bariere, cel mai probabil poate vom reuși de la sfârșitul acestei săptămâni, dacă nu de săptămâna viitoare, vom schimba barierele de la accesul la primăria municipiului Roman, urmând ca cele două bariere să fie relocate în alte unități, una dintre acestea fiind liceul cu program sportiv, unde dorim să normalizăm accesul în curtea de la liceu, program sportiv și de la corpul B și D de la Roman Vodă. Acolo, practic, vom da abonamente doar pentru cadrele didactice și doar pentru a parca în parcarea special amenajată. Ulterior, pentru a degreva și traficul de pe strada Tineretului, am creat o poartă și o cale de acces prin strada Dobrogeanu-Gherea, în spatele corpului D de la Roman Vodă, astfel încât părinții care doresc să-și ducă cât mai aproape copiii până la unitatea de învățământ să aibă această posibilitate prin spatele spitalului, practic să lase copiii acolo, și distanța e foarte mică de parcurs, plus s-a amenajat și o alee de acces, astfel încât deplasarea să se facă în condiții de siguranță și fără a mai permite mijloacelor auto să mai fie prezente în curtea unității de învățământ. În ceea ce privește lucrările de ridicări la cotă de cămine, acestea, în ceea ce privește unitățile sau străzile de pe raza municipiului Roman care nu sunt atât de traficate, precum și aleile dintre blocuri, se lucrează pentru aducerea la cotă a acestor cămine. Iar pentru ocolitoarea Roman Vest, pentru Bulevardul Nicolae Bălcescu, am comandat încă 5 cămine care să fie turnate, să fie schimbate cu totul. Practic, în segmentul de drum cuprins între strada Ștefan cel Mare și strada Miron Costin, ar mai fi de schimbat 5 cămine care trebuie ridicate în cotă. Și pentru acest lucru vom mai întrerupe încă o dată circulația, tot la fel, de vineri seara până sâmbătă, când vom reuși finalizarea lucrărilor. Și ulterior, pentru celălalt segment de drum, între strada Miron Costin și sensul giratoriu
de la depozitul logistic Profi, putând să facem printr-o generare a unui disconfort cât mai redus, având posibilitatea de a devia traficul pe strada Suceava și pe strada Miron Costin, fără a mai aglomera centrul municipiului Roman. De asemenea, în această perioadă se lucrează și pentru extinderea rețelelor de iluminat. În circa 2 săptămâni vom finaliza extinderea iluminatului pe strada Islazului, urmând ca în perioada imediat următoare să începem lucrările la extinderea iluminatului în strada Cărămidăriei, astfel încât să creăm și pentru persoanele care și-au construit locuințe în aceste zone posibilitatea de a se racorda la energie electrică, cu mențiunea faptului că din momentul în care noi finalizăm lucrările și le predăm către operatorul de specialitate, către firma de distribuție a energiei electrice, procedurile aparțin strict companiei și persoanele trebuie să facă demersuri în vederea racordării și întocmirii contractului. De asemenea, în aceste zile se lucrează la finalizarea documentației pentru depunerea celor 4 proiecte cu finanțare europeană care au primit votul Consiliului Local săptămâna trecută și credem noi că mâine toate aceste documentații vor fi încărcate în sistemul informatic al Ministerului Fondurilor Europene, în platforma MySmith, astfel încât și aceste proiecte să poată intra în analiza evaluatorilor de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Și ne bucură cel mai mult faptul că am reușit să, prin apariția acestei noi axe, am reușit să depunem 4 proiecte cu finanțare europeană foarte importante pentru municipiul Roman, atât în ceea ce privește unitățile de învățământ, și aici ne referim la școala Costache Negri pe Câmp și la școala Carol I, dar în același timp și să rezolvăm problemele de infrastructură din cartierul Petru Rare și din cartierul Nicolae Bălcescu. De asemenea, cinematograful Unirea, știți că o primă axă pe care o descoperisem la momentul potrivit privea reabilitarea termică a clădirilor publice. Din păcate, nu s-a încadrat în coeficienții ceruți de acest ghid. Oricum, cota de cofinanțare era destul de ridicată. Pe noua axă, cota de cofinanțare a municipiului Roman este mult mai redusă, doar 2% din valoarea totală a proiectului, ceea ce înseamnă că poate fi un proiect mult mai fezabil pentru municipiul Roman. Și de asemenea, cel de-al 4-lea proiect se referă la cartierul din strada Fabricii, care prevede construirea unui bloc nou de locuințe, astfel încât încetul cu încetul pe tronsoane cele 4 blocuri din strada Fabricii să fie reabilitate, să fie extinse și să aibă toate condițiile, dorind să creăm în fiecare spațiu locativ și o zonă de chicinetă, un fel de bucătărie, dar în același timp și grupuri sanitare în incinta fiecarei locuințe. În ceea ce privește activitatea de la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, a fost din nou o săptămână bună pentru cei care au dorit să se distreze în strandul municipal din Roman. Am avut 6.841 de clienți, încasările totale au fost de 74.760 de lei. Sâmbăta, de regulă, în zona de bazine nu este o afluență atât de mare de persoane, au fost 735 de clienți, însă duminica am avut 2210 persoane care au fost la strand, ceea ce înseamnă că în continuare obiectivul acesta rămâne principala atracție pentru romașcani și nu numai, pentru că avem vizitatori și din alte județe. Încasările totale au fost de 34.550 de lei. De asemenea, și în ceea ce privește foișoarele din complex, au fost închiriate 68 de foișoare,
cele mai multe fiind închiriate sâmbătă 17 și duminică 28. Suma totală încasată fiind de 3070 de lei. De asemenea, o altă problemă majoră pe care o avem la nivelul municipiului Roman și în care ne implicăm pentru a găsi o soluție și a determina autoritățile centrale să găsească o soluție, se referă la calea de trecere, cale ferată către municipiul Iași, acolo unde știți că proprietatea acelei căi ferate și obligațiile de reparații capitale aparțin căilor ferate române. Am purtat o discuție cu reprezentanții Poliției Naționale pentru a stabili o întâlnire cu reprezentanții acestei companii, în dorința de a-i determina să renunțe la două dintre cele trei linii de cale ferată, iar pentru ceilalți doi utilizatori privați să se găsească un sistem de macaze care să permită devierea după trecerea acestor linii către companiile interesate. Am făcut și o adresă către regionala Iași, de asemenea îmi propun ca după luna septembrie sau chiar începând cu luna septembrie să-mi programez o întâlnire și cu ministrul transporturilor, astfel încât să rezolvăm și această problemă. Săptămâna trecută, așa cum știți, am fost și la Ministerul Finanțelor Publice, acolo unde am avut o întâlnire cu ministrul Finanțelor Publice. Am reprezentat alături de alți colegi primari din țară Asociația Municipiilor din România. Tema principală a discuțiilor a fost rectificarea bugetară, pe care noi personal nu am înțeles-o și reprezentanții unităților administrative teritoriale în genere sunt destul de nemulțumiți pentru faptul că chiar și acele primării care au primit bani, banii nu reprezintă nici pe departe pierderile pe care le-am înregistrat noi în urma diminuării impozitului pe venit de la 16% la 10%. Așa cum ați aflat și dumneavoastră, municipiul Roman, din păcate, mai pierde 170.000 de lei din această formulă aplicată de către Ministerul Finanțelor Publice, însă prezența mea și deplasarea mea la București a avut un dublu scop. Pe de o parte, rectificarea bugetară, așa cum vă spuneam, pe de altă parte, faptul că la nivelul Comitetului Director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est s-a luat decizia transferării unor sume de bani de la reabilitare termică a blocurilor către reabilitare termică a clădirilor publice. La prima noastră tentativă de a convinge ceilalți doi proprietari care formăm corpul comun al Palatului Administrativ, ne-am blocat la Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, care și-a exprimat refuzul cu privire la intenția noastră de a depune acest proiect finanțare europeană. Din discuțiile pe care le-am avut cu ministrul, se pare că de această dată lucrurile vor sta altfel. I-am lăsat o solicitare în care să-mi comunice un punct de vedere și în momentul în care vom primi acest răspuns și după votul final din Ampor, vom putea relua discuția pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, astfel încât întreaga clădire, ANAF-ul, primăria și judecătoria să poată intra într-un proces de reabilitare unitară a acestei clădiri. Și de asemenea, la sfârșitul săptămânii trecute, am însoțit echipa de handbal Club Sportiv Municipal Roman într-un turneu de pregătire în Spania. Acest turneu de pregătire a fost practic gândit cu ceva vreme în urmă, în urma contactelor pe care le-am avut cu reprezentanții conducerii clubului din Spania,
cu care m-am întâlnit de mai multe ori cu ocazia diverselor evenimente organizate de către Federația Europeană de Handbal, dar în același timp profitând și de relațiile bune pe care le-am avut în Gran Canaria cu consulul onorific Alina Elena Rămaru, de asemenea și cu reprezentanții primăriei din Telde, din Gran Canaria, cu consilierul sportiv al acestei localități, Diego Oieda. Am reușit să participăm la acest turneu, turneu în care ne-au fost asigurate cu titlu gratuit cazarea, masa, participarea la turneu și transportul intern. Și pot să apreciez că, din punct de vedere al pregătirii sportive, a fost un turneu foarte bun. Prestațiile echipei de handbal au fost destul de bune. Un joc destul de bun, dar totuși s-a văzut faptul că echipa încă nu este închegată. Practic, noi din lotul din sezonul trecut am mai rămas doar cu 5 jucătoare, un număr de 12 jucătoare fiind jucătoare nou venite. A fost un turneu util, totuși prestațiile au fost bune, rezultatele puteau fi și mai bune din punctul meu de vedere, însă scopul principal al acestui turneu a fost atins și anume omogenizarea cât mai bună a echipei. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință și în rest vă stau mai departe la dispoziție cu întrebări. Da, am primit săptămâna trecută un răspuns, însă este un răspuns foarte ambigu, cu informații foarte amestecate. L-am primit la sfârșitul săptămânii trecute și în cursul zilei de astăzi sau mâine voi avea o întâlnire cu juriștii din primărie pentru a analiza acel răspuns și a vedea mai departe ce este de făcut. În continuare, se pare că reprezentanții companiei nu au înțeles adresa de la Ministerul Fondurilor Europene, care spune foarte clar că noi, ca și despăgubire, trebuie să plătim doar valoarea investițiilor pe care le-a făcut compania județeană Apaserv și nici de cum valoarea proiectului cu finanțare europeană, care nu are nicio legătură cu calculul penalităților sau calculul despăgubirilor pentru retragerea din adiaconență. Deci Apaservul cere banii pentru toate? Apaservul cere și banii de la Uniunea Europeană, care s-au materializat până la urmă în proiectul de la Roman. Apaservul trebuia să-mi documenteze prin această adresă sumele de bani pe care le are ca și pretenție pentru retragerea din ADI Aqua Neamț, dar se referă doar la investițiile proprii ale Apaserv și nici de cum la ceea ce a banii aduși de la Uniunea Europeană. Spuneați că nu se știe cine este proprietarul scărilor de la Apaserv. Da, în momentul de față așteptăm. Sunt discuții prima dată problema reabilitării. Da, vă dați seama că noi în acest an cel puțin am sumat foarte mult proprietarii acestor spații comerciale pentru a-și reabilita aceste trotuare și aceste scări din fața spațiilor comerciale, odată de asemenea și cu proiectul pe care noi îl gândim pentru reabilitarea parcării de la Roman Vodă. Am dorit extinderea acestui sistem și reabilitarea acestor trotuare. Așa cum vă spuneam, anul viitor vom finaliza și pietonalul, inclusiv cu scările de acces. Rămânea singura zonă în care practic nu se intervenise. Am discutat cu proprietarul din acea locație. Rămâne doar să clarificăm juridic problema scărilor și ulterior și această zonă să intre în reabilitare. A explicat cumva ministrul de unde... Au fost explicații foarte neclare. A fost prezent și unul din directorii din minister, domnul Cojoc, care a spus că în baza raportărilor care s-au făcut din teritoriu la luna mai s-ar fi făcut aceste calcule ca și proiecție până la sfârșitul anului.
Nu au fost lucruri foarte, foarte clare de unde să rezulte aceste calcule și nici nu s-a explicat foarte clar această formulă de calcul. Cu atât mai mult cu cât eu i-am adus o situație, la cunoștință o situație din județ, comuna Hangu, care la rectificare va primi undeva în jur de 30 de miliarde de lei vechi, 3 milioane de lei. Nici nu știu cum va putea cheltui acești bani, pentru că dacă nu ai proceduri făcute, nu e foarte greu să îi cheltui până la sfârșitul anului. Și am zis că poate a devenit comuna Hangu Eldorado al României. Așa o spectaculoasă creștere la venituri. Dar, în schimb, observați-o, guvernul vă oferă posibilitatea să vă împrumutați și dacă vreți să faceți proiectul și nu vă ajung banii. Da, pentru cofinanțările. Da, am fost informați cu acest proiect de ordonanță, știam că există această posibilitate. În ceea ce privește cofinanțările pentru proiectele europene, noi pentru acest an suntem asigurați. De asemenea, împrumutul pe care l-am luat ne asigură și acela o centură de siguranță pentru cofinanțarea proiectelor europene. Dacă vom reuși și vom câștiga acest proiect al cinematografului Unirea, practic ne vor mai rămâne bani și din acel împrumut, fie pentru a-i redirija către alte obiective de investiții, fie către cofinanțări. Ce vreau eu să vă spun este că aceste împrumuturi de trezorerie sunt mai scumpe decât împrumuturile de la băncile comerciale. Drept pentru care, în momentul de față, pentru noi nu reprezintă o prioritate și nu luăm în calcul noi împrumuturi de trezorerie. Spunem noi că, în momentul de față, prin proiectele pe care dorim să le finanțăm din împrumut, acoperim o foarte mare parte din problemele majore de infrastructură, atât stradală, pietonală, dar și educațională din Roman. Lucrăm în această perioadă la finalizarea studiilor de fezabilitate pentru aceste proiecte și ne dorim ca încetul cu încetul, începând cu luna septembrie, deja o parte dintre acestea să le scoatem la licitație, astfel încât anul viitor, imediat cum vremea ne va permite, să și începem demararea acestor lucrări. Și ultima întrebare. Cum comentați totuși această intenție a dumneavoastră de a vă întâlni cu Ministrul Transporturilor pentru trecerea de la care ferată? Adică mie mi se pare penibil ca un ministru să fie nevoie să se implice într-o chestie care e relativ mărântă. Dacă ne gândim la ce înseamnă Ministerul Transporturilor, acolo ar trebui să fie planul și proiecte mult mai ample în discuție, nu? Păi aici vă răspund foarte, foarte simplu. Exact cum fiecare cetățean al municipiului Roman are anumite așteptări de la mine în momentul în care mi-a dat votul și îmi transmite probleme legate de un simplu bec, un banal bec, și pe care le preiau și le rezolv, aceeași pretenție cred că o avem și noi, trebuie să o avem de la un ministru. E o problemă, să știți, destul de delicată aceasta de trecere la cale ferată. Într-adevăr, ca și primar și eu am obligația să mă gândesc la proiecte mari și de anvergură pentru municipiul Roman, însă și acesta, din punctul meu de vedere, reprezintă o problemă. E o zonă foarte traficată aceasta către și un nod rutier foarte, foarte important și cred că Ministerul Transporturilor trebuie să se implice cu celeritate în rezolvarea acestei probleme. Nu spun că n-ar trebui să se implice, mă gândeam că director de regional. Păi, discuții am avut cu directori de regionale, am trimis și adrese. Din păcate, atât Primăria Municipiului Roman și nici Poliția Rutieră nu au pârghii pentru a sancționa sau pentru a-i determina să ia vreo anumită măsură. Mulțumesc. Domnul primar, am primit o sesizare de la niște cetățeni că grupul acela de țigănuși care acționau în zona centrală s-au mutat pe gamba acela care duce de la primărie și zilnic acolo sunt adresi. Care duce spre primărie? Unde? Care gangul? Spre piață. Deci, gangul spre piață. Da, gangul spre piață acolo. Ce se poate face pentru, nu știu... Schimbată legislația. Trebuie schimbată legislația. Schimbată legislația, dar până la legislație ce facem? Păi fără legislație cum să acționăm? Noi îi prindem, îi ducem la Poliția Națională și în două ori sunt înapoi pe stradă. Ați ridicat problema aceea a reabilitării a miilor și de la școli. Spuneți-mi, la școala numărul 1 ați avut în vedere și schimbarea cadrului care iată îngrozitor, cârpit, rupt,
te poți agăța în ea. Nu, și nici nu ni s-a adus la cunoștință acest lucru. Eu nu știu... La școala veche mai ales. Școala veche, vă spuneam, școala veche va intra într-un proces de reabilitare anul viitor și cu acea ocazie, sigur, vom reabilita și gardul. Ah, deci asta da, da, da. Dar o altă chestiune este cea legată de rezolvarea vărgămului cu existență, să încercați să rezolvați problema putătorului de probleme la spital. Este extraordinar de greu. Ai plecată doamna manager, ai în operație, ba doamna ONU are inspecție de la DST. Doamna Flora, știți foarte bine că noi anul acesta am organizat un concurs pentru acest post. Din păcate, niciunul dintre candidați nu a întrunit media care să-i permită angajarea. Voi purta din nou discuții la Spitalul Municipal pentru a scoate din nou la concurs acest post. Și să găsească o soluție. Păi o soluție e concursul, doamnă. Concurs. La concurs, dacă nu le-a nimeni... Mai este o soluție. Să organizeze conferințe de presă, că au uitat că și dumnealor de când n-au mai făcut conferințe. Ok. Deci, să te sensibilizați un pic, pentru că n-ar fi nevoie de un purtător de cuvânt. Dacă ar face conferință. Ca dumneavoastră okay. Ar face le propun. Le propun acest lucru. Da. O a doua chestiune este legată de cea a achizițiilor publice. Recent, oamenii dumneavoastră cu Samson a publicat pe pagina de Facebook o serie de observații privitoare la ultimele achiziții publice. Una din problemele ridicate a fost aceea a unui închiriere, unui buldozer, care în 2017 a avut 1500 de ore, iar anul ăsta 1500. Spuneți-ne, făcând un calcul pe total, n-ar fi mai bine să achiziționați propriul buldozer, mai ales că majoritatea comunelor au așa ceva. Doamnă, și eu am vorbit cu domnul Gică Irimia, care mi-a spus că... Cine e domnul Irimia? Păi nu știu, dar cine e domnul care spuneați mai devreme? Samson, haideți, nu fiți ironică. Păi nu-s ironic, da? Deci... Dacă dumnealui vorbește dintr-o funcție politică, să facă politică la nivel de partide. Discutând de administrație publică, lucrurile stau cu totul altfel. Am explicat și anul trecut, vă mai explic încă o dată acum, achiziționa un utilaj nu e neapărat fezabil pentru o primărie. Sigur că noi în acest an am achiziționat o serie de utilaje care sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de asfaltare. În cazul în care va mai fi nevoie de utilaje la Direcția de Servicii Utilitare, unde avem foarte mult de lucru și ne dorim să ținem orașul îngrijit. Există însă și o serie de activități care nu presupun un caracter permanent al utilajelor. Și atunci, pentru acest lucru, e cel mai convenabil să închirezi un astfel de utilaj, nu ai nici plată cu întreținerea lui, nu ai nici plată cu salariatul și îl folosești ori de câte ori ai nevoie. E o chestie clară de economie la nivelul bugetului local. Ați vorbit de parcări. Ce se mai întâmplă cu parcarea acestui proiect de la Piața Mare? Ea continuă să... Să producă bani. Continuă să producă bani. Încasările sunt foarte bune, cel puțin luna august foarte bine. Așteptăm să finalizăm luna august și vă comunic la conferința de presă de săptămâna viitoare valoarea totală încasată în luna august. Ați vorbit de o serie de lucrări din acestea nerecepționate. Spuneți-mi, ce se întâmplă cu mingea de la... Este proprietate privată, aia din câte știu e și recepționată final. E o investiție privată acolo în zonă. Dar de atâția ani de zile și nu vedem nimic. Vorbiți cu investitorul. Dacă lui îi convine să plătească impozit... Da, plătește impozit. Dar bineînțeles că plătește impozit. Și de ce au acesta din spatele Casei de Cultură, o altă? E iarăși o investiție privată, da. Da, dar e recepționată? Nu e recepționată. Și de atâția ani nu trebuia de păi dacă, nu dacă e expirat... Da. S-a aprobat o extindere acum, începe chiar de așa, și o altă întrebare este referitoare la un proiect, dacă n-ați gândit un proiect de colaborare cu ajofenerul, ați mai avut mai o tentativă, nu știu cum s-a poate realizat în satul olimpic. M-am întâlnit ieri cu niște femei de acolo care se plângeau că nu mai simplu fapt că se vede pe buletin că ei locuiesc în satul olimpic, nu sunt primite, deși au calificări
și asta, ce se poate face? Un proiect de mic femeie, de integrare a lor? Ce... Păi dacă ei acolo locuiesc, eu nu pot să le schimb domiciliul în primul rând. În al doilea rând, dacă au deja calificări, nu mai avem ce discuta cu AJOFM-ul, e strict opțiunea agenților economici care fac angajările. Eu pot să vă spun că știu persoane din strada fabricii care lucrează atât în companii private, lucrează și la instituții publice. Și câțiva la Pacea, știu că sunt... Dar nu numai la Pacea, vă spun eu că sunt și în companii private, da, mai mari, care lucrează. Deci important... nu s-ar putea face, nu? Pe ce proiect? V-am depus proiect pentru reabilitarea acelor clădiri. Da. Bună ziua. Dacă ne puteți spune despre persoana care cerea bani de poliția locală, este vorba despre acel minor care a tot... Da. Și în legătură cu ministrul finanțelor, care fie vă dă un răspuns evaziv, fie vă dă un refuz la dosarele când vă duceți pentru rectificarea bugetară, credeți că este vorba de o mutare politică? Nu. Cred că s-a abordat greșit raportându-se la veniturile din luna mai. Din punctul nostru de vedere, calculele erau mult mai simple, făcându-se analiza per total an, ce s-a previzionat a fi încasat, ce s-a pierdut față de anul viitor, de anul trecut, pentru că prevederea în legea bugetului de stat pe anul trecut era că nicio unitate administrativ-teritorială nu trebuie să aibă venituri sub cele din 2017. Ori în momentul nostru de față, noi vom rămâne în continuare cu, pe lângă cele 7.600.000, mai pierdem încă 1.700.000, deci ne ridicăm destul de mult. Dar vreau să vă spun că sunt inclusiv primari de la alte partide politice, inclusiv de la cele aflate la guvernare, care au pierdut sume de bani. Da. Și în legătură cu fondurile europene, cine puteți spune despre echipa primăriei care se ocupă de aceste fonduri? Cine se ocupă? Păi, noi avem un serviciu de management a proiectelor. Vreau să vă spun că rata de accesibilitate undeva la 90-95%. Practic, în momentul de față, chiar dacă am mai avut proiecte care au fost respinse pe diferite criterii, am reușit redepunerea acestora în timp util și au fost recâștigate. Și aici vă dau exemplu parcului Zăvoi, care a fost și semnat săptămâna trecută. Practic, noi ne dorim foarte mult ca prin acest serviciu al nostru de management a proiectelor, pe de o parte să urmărim ghidurile de finanțare, pe de altă parte trebuie să existe o colaborare foarte strânsă între proiectanți și acest serviciu de management a proiectelor pentru a ne încadra în cerințele ghidurilor de finanțare. Și din momentul în care avem satisfăcute aceste condiții, e clar că rata de succes este destul de mare. Sigur că, din păcate, o mare problemă o avem în ceea ce privește alocarea fondurilor către regiunea Nord-Est. Și aici vă dau exemplu la școli, pentru reabilitarea școlilor, unde concurența e undeva cam la 700%, iar la licee tehnologice e undeva 900%. Și aici cred eu că va conta foarte mult punctajul și, de asemenea, dacă se vor găsi sume pentru suplimentarea acestor, pentru finanțarea acestor proiecte. În rest, ca principiu, pentru că am fost săptămâna trecută și la Agenția de Dezvoltare Regională și am mai cules ceva informații, se pare că vom primi finanțare. Repet, dacă nu vor fi probleme deosebite în ceea ce privește proiectul, vom putea primi finanțare pentru grădinița nouă pe care vom construi în strada Victor Hugo și, de asemenea, cred eu că o șansă foarte mare avem și pentru cele 4 proiecte pe care le depunem mâine. Mulțumesc. Viitora de reabilitare grădinii. Și că am dat Nu, pur și simplu au spus că nu au un buget sume prevăzute pentru acest lucru. A fost un răspuns foarte sec, foarte a domnului diaconul la vremea respectivă. Cu domnul ministru, să știți că am avut un dialog foarte bun, chiar am stat aproximativ 3 ore în discuții, am abordat mai multe subiecte, inclusiv o gândire pentru în ceea ce privește alocarea fondurilor începând cu anul viitor. De aceea am încredere că de această dată vom avea un aviz favorabil. Cu atât mai mult cu cât într-o primă etapă nu e vorba decât de cota de contribuție pentru participarea la realizarea studiului de fezabilitate în funcție de suprafața clădirii pe care o dețin ei și abia ulterior e drept că dezavantajul
instituțiilor centrale este că au o cotă de cofinanțare de 15%, spre deosebire de primării care au doar 2%. De ce lucrările de la școli, cum ar fi cele despre care ați spus în oprirea în păi în timpul vacanței, între 3 și 7 septembrie, în timpul vacanței. Noi am centralizat toate problemele care au fost și aici ne referim la cele doar strict pe termie, de înlocuit niște calorifere. Toate celelalte lucrări s-au făcut și se mai fac încă, mai avem încă. Deci până la sfârșitul vacanței toate vor fi finalizate. Însă eu am avut discuții cu directorii unităților de învățământ și le-am spus că în acest an foarte mari sume de bani și anul acesta și anul viitor vom aloca pentru reabilitarea atât a platformelor de acces, aleilor și a platformelor și ulterior anul viitor pentru reabilitarea terenurilor de sport, care ni se par și acestea foarte importante și erau destul de degradate. Nu s-a mai intervenit de foarte multă vreme. Clădirile, să știți că una peste alta arată bine, aproape la toate unitățile de învățământ. Că mai sunt lucruri de remediat, așa este. Dar am reușit pe cât posibil să facem investițiile de care au avut nevoie, inclusiv montarea unor cuptoare și a unor aparate de gătit. Da. Deci sunt solicitări venite din partea asociațiilor de proprietari. Pentru că sunt anumite zone în care trotuarele s-au lăsat și apa se infiltrează la subsol. Acest lucru generează două inconveniente. Unul, disconfortul creat prin apa care pătrunde la parter și al doilea, cel mai important și cel mai major, este faptul că le afectează fundația. Și atunci, după ce am finalizat lucrările pe care le-am avut în oraș de readucere a carosabilului în condiții normale, am intervenit la aceste solicitări, care sunt solicitări ce le centralizăm de vreo 3 ani încoace. Și încetul cu încetul, în ordinea sesizărilor primite și a solicitărilor primite, am început să reabilităm aceste trotuare de jur împrejurul blocului, astfel încât să punem la adăpost aceste blocuri. E că cu această ocazie s-au distrus și destul de spații divers amenajate de cetățeni și totuși trotuarul ăla, 50 de centimetri, el face parte din condominiu, da? Da. Până la urmă, noi ce să facem? Să lăsăm să intre apa la subsol, să deteriorăm, să ajungem într-o nouă situație a blocului cu bulină? E clar că noi, ca și autoritate publică locală, așa cum îi ajutăm și la toaletarea spațiilor verzi, deși sunt tot obligația lor, nu putem să lăsăm lucrurile chiar la îndemâna și să le lăsăm să deterioreze. În ceea ce privește situația semnalată de dumneavoastră, într-adevăr, mi-a fost semnalată și mie faptul că în momentul în care se intervine acolo în zonă, au mai lăsat și ceva materiale în urmă. Voi purta o discuție în cursul zilei de astăzi cu ei pentru a fi mai atenți la modul în care lasă curățenia după ce se face intervenția. Dar însă sunt angajații primăriei, da. Atunci, după conferință, vă spunem ce să facem. Ok, sigur. Da. Ok, da. Chiar am avut o discuție săptămâna trecută la Consiliul Județean. Acesta este următorul pas pe care trebuie să-l facă ei. Ulterior, prin Consiliul Județean, într-o ședință de Consiliul Județean, să aprobe noua organigramă și, practic, lucrurile s-au deblocat la nivel ministerial. Urmează în perioada imediat următoare la nivel județean. E doar de acum chestiune pur birocratică. În momentul în care se finalizează, se va rezolva și această situație.